Supărarea lui Liviu Andrei pe primarul din Peștișani nu a trecut, pentru că statutul nu-i permite să aplice sancțiuni, a cerut poliției să facă acest lucru. Vreau să vă spun că în cazul acesta, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, în afară de faptul ca să facă public și să fie o abordare negativă a activității domnului Pavel, nu putem să-i dăm nicio amendă. Singura amendă care poate fi dată de poliție, pentru că nu a dezăpezit și aia o va primi, nu numai dânsul, și toți primarii care nu și-au făcut datoria. Astfel, Florin Pavel a fost sancționat contravențional cu o amendă în cuantum de 21 de milioane de lei vechi pe motiv că nu a asigurat accesul rutier de la Hobița la Seuca. Va contesta amenda, iar martorul va pune pe însuși prefectul de Gorj. El nu recunoaște că a cerut. Da, am primit o amendă de 21 de milioane de lei vechi pentru că nu am asigurat accesul rutier pe traseu sau pe tronsonul Hobița Seuca. Când nu se poate vorbi în condițiile astea de acces rutier pe acest tronson. Deci noi vorbim de dezăpezire, de cât de cât acces, dar nu rutier. Veți contesta această sancțiune? Da, bineînțeles, și o să-l pun martor chiar și pe prefect. Considerați că e nedreaptă? Categoric, da. Supărarea dintre cei doi a început de la sfârșitul săptămânii trecute, când prefectul Liviu Andrei nu a reușit să dea de primarul din Peștișani, pentru că acesta din urmă nu-i mai răspundea la telefon.